Ale asupra lui, pachetul? Nu mi-a făcut. Da? E, răstornul. Hoțul din Constanța folosea aceeași rețetă de succes de câteva săptămâni. Își făcuse câteva conturi false pe website-urile magazinelor online și comanda produse foarte scumpe, bifând opțiunea de livrare într-o căsuță de tip Easybox. Apoi venea la miezul nopții și în loc să achite coletul cu un card bancar, spărgea căsuțele de tablă și fura pachetul de acolo. Ah, de când te aștept, că am înghețat de frig, nu mai pot. Dar ce făcă, alipi cu scoci, ă? Cu scoci, Bărbatul de 36 de ani se comporta ca un profesionist. Întotdeauna astupa camerele de supraveghere video ca să nu fie recunoscut, însă a făcut o singură greșeală când s-a uitat direct în panoul electronic de comand al căsuțelor Easybox. O cameră implantată acolo i-a surprins chipul. Și a deschis asta, care nu are accesul. Asta a spart? În noaptea de 20 spre 21 decembrie, polițiștii secției 2 au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat ar fi forțat mai multe căsuțe de tip Easybox, iar din una din ele ar fi sustras un plic. Acesta a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Constanța, fiind reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. V-ați luat pentru indicativ 14, va ajunge în echipaj la secția 2. Da, da, vă mai vorbim, da, da. Hoțul comanda electronice, în principal telefoane mobile de ultimă generație, iar prejudiciul total se ridică la aproximativ 53.000 de lei. Constanțeanul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.